Bună seara, dragi telespectatori! Ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică. Sunt Titi Sultan. Încheiem săptămâna cu partea 5-a a adevărului despre Mineriade, însă înainte de a începe să intrăm în miezul problemei, să spun așa, vreau să vă transmit că astăzi, din păcate, am avut un număr record de infectări cu COVID-19. Este vorba de 4.026 de noi cazuri de coronavirus, 73 de decese și peste 700 de persoane la terapie intensivă. În București, 777 de noi cazuri. Iată că situația se agravează pe zi ce trece, încet, încet, la nivel de București ne apropiem de 3%, ceea ce ar însemna, eu știu, intrarea orașului București în carantină. Să sperăm că nu ajunge la o astfel de situație, mai ales că vorbim de capitala României și ar fi, zic eu, dezastros și din punct de vedere economic, și din punct de vedere a circulației și din multe alte puncte de vedere să se întâmple așa ceva. Prin urmare, apelul care îl fac autoritățile, nu sunt eu reprezentantul lor sau purtătorul lor de cuvânt, este să păstrăm toate acele măsuri, să le transpunem în practică în așa fel încât să nu ajungeți în situația de a vă îmbolnăvi de COVID-19. O spun și pentru mine, spun pentru toată lumea, nu neapărat o fac ca o datorie a unui post de televiziune. Însă, ce ar însemna o reinstaurare a stării de urgență? Ar însemna aplicarea dispozițiilor articolului 53, am mai spus-o, care presupune că exercițiul unor drepturi sau unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ori a moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor și prevenirea consecințelor unei calamități naturale, a unui dezastru sau a unui sinistru deosebit de grav. Foarte important este că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să nu fie aplicată în mod discriminatoriu, să nu aducă atingere existenței dreptului sau a libertății și să fie dispusă numai dacă este absolut necesar. Să sperăm că nu vom ajunge la o astfel de situație încât să se instaureze starea de urgență. Suntem în stare de alertă, avem alegeri parlamentare pentru data de 6 decembrie, deocamdată Partidul de Guvernământ și reprezentanții instituțiilor fundamentale ale statului nu dau niciun fel de, știu eu, motive de a înțelege că alegerile ar putea fi amânate pentru luna martie. E adevărat, iar Curtea Constituțională s-a pronunțat prin decizie și a stabilit că data alegerilor este o atribuție exclusivă a Parlamentului, aceasta ca un răspuns la excepția de neconstituționalitate a întregii legi în ansamblu său, prin care Parlamentul a stabilit că el este cel care stabilește data alegerilor parlamentare. Dar haideți să revenim la partea 5-a a periplului nostru de evenimente dedicat adevărului despre Mineriade. Am vorbit săptămâna trecută, însă trebuie să vă spun și știți, evident, că invitatul meu și în această seară este domnul Miron Cosma, care este fostul lider al minerilor din Valea Jiului. În cele 5 episoade pe care le-am avut până, în 4 episoade, scuze, am prezentat în, cu lux de amănunte, prin bunăvoința dânsului, tot ceea ce s-a întâmplat în momentele esențiale ale desfășurării acțiunilor revendicative ale minerilor din Valea Jiului. Ca o consecință, ca o concluzie, până în acest moment, Miron Cosma, împreună cu minerii și cu reprezentanții sindicatului pe care el îl reprezenta, au desfășurat acele activități
pentru, și aici vorbesc în special despre anul 1999, ianuarie-februarie, numai pentru a promova și duce la îndeplinire acțiunile revendicative ale minerilor în concordanță cu legea în vigoare despre care a vorbit și săptămâna trecută și ne oprisem la un moment dat la pacea de la Cozia, care a însemnat acel acord între Sindicatul Minerilor din Valea Jiului și Guvernul României, reprezentat atunci de domnul Radu Vasile, Dumnezeu să-l ierte că nu mai e printre noi, ministrul finanțelor și, evident, un secretar de stat de la Ministerul Industriilor, dacă nu mă înșel. Și după ce s-a încheiat acel document și minerii au părăsit zona de conflict, să-i spun așa, rămăsesem la ceea ce vrea să ne spună Miron Cozma. Încă o dată, bună seara. Da, încă o dată. Bună seara și mulțumesc pentru prezența în emisiune. Partea 5, adevărul despre mineriade, urmează câteva completări în legătură cu momentul Cozia și eventual acea bătălie de la Costești, dacă mai e ceva, dacă e o mic ceva săptămâna trecută, și va urma marea luptă de la Stoienești. Te rog, bună seara încă o dată. Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, prieteni și bună seara, copii. Și vă mulțumesc pentru gândurile bune, pentru că am rămas plăcut, surprins după aceste emisiuni. Prin zonele unde mă mai deplasez, mulți copii sunt plăcut impresionați când mă văd. Bună seara, Tizi Sultan. Bună seara. Înainte însă de a începe, vreau să spun un lucru foarte important. S-au spus atât de puține lucruri despre familia Cozma. Cine este familia Cozma? Veți afla că astăzi ultimul miner din familia Cozma este ziua ei de naștere. Este vorba de sora mea, Dorina Silvia Cozma, care este inginer preparator, care este șefa calității cărbunelui la Mina Lonea și, repet încă o dată, este ultimul miner din familia Cozma, pentru că fratele meu, Gheorghe Tiberiu Cozma, a ieșit la pensie și el, după 23 de ani lucrat subteran. Și vreau să-i spun, iubite mele surioare, cum spun minerii, mulți ani și buni. Mulți ani și buni, să-ți dea Dumnezeu viață lungă și fericită alături de familia ta, alături de cele două fete superbe, care acum au și ele două fete, așa e un lanț așa al vieții, și aș vrea să spun că sunt foarte, foarte încântat, nu numai mulțumit, de familia noastră, familia Cozma. Și fratele meu are o fetiță care este studentă la Cluj, la fel o familie foarte frumoasă și bineînțeles că, repet încă o dată, noi toți am încercat în toată perioada vieții noastre să fim așa cum au fost și părinții noștri, mai modești. Ei au reușit, eu nu. Și nu din cauza neapărat, din cauza mea, pentru că așa vrut viața până la urmă să ajung în diverse situații de conducere a unor activități sociale și a unor organizații sociale și, bineînțeles, pe cale de consecință ai devenit celebru chiar dacă nu ți-ai dorit acest lucru. Revenind însă, pentru că tot vorbeam de copii, vreau să spun câteva lucruri interesante. Lăsăm la parte faptul că sunt de-a dreptul băhnit. Pe vremea când eram la sindicat, în Valea Jiului aveam 55.000 de copii, pentru numele lui Dumnezeu. 55.000 de copii. Mi-am amintit statistica din 98, din 198.000 de cetățeni în 7 orașe. Pentru numele lui Dumnezeu, copiii aceștia, prin grija lui Miron Cozma, mergeau aproape 12.000 de copii anual numai în tabere afară. Ce tabere la mare, la munte, etc. în interiorul țării. Chiar am avut acum, fac o paranteză, am avut ambiția să fac în Ajax, Ionis, la Corsica, lângă casa lui Napoleon, Habitat pentru copiii mei
și trimitea să vadă casa lui Napoleon în insula, în Ajaccio, în Corsica. Și culmea ironiei, eu n-am fost în viața mea acolo. S-a rugat primarul de la Ajaccio de nu știu câte ori de mine să mă duc acolo. Dar revenind, la ora aceasta copiii din Valea Giunii nici pâine nu. Cum e posibil? Cum e posibil, întreb, marii conducători ai Văjiului, primari, care și acum au câștigat unii dintre ei alegerile, ba, pot să-l întreb pe primarul. Când ai fost ultima dată acolo? Ce se mai întâmplă în Valea Jiului? Care e starea de spirit, în special a minerilor și așa mai departe? Cum e? Vreau să spun că, din păcate trebuie să recunosc. Nu am vrut niciodată să mă ridic în slăvi. Nu e genul meu, sunt un om modest. Așa este. Dar pe vremea mea s-a dovedit în istoria lumii, nu a României, pentru mine e Dumnezeu. Miron Cosma cu minerii de Valea Jiului a schimbat două guverne. Nici un lider de sindicat, nici la american, nici la englez. A încercat Arthur Scurgill de ani de zile, a ținut pe Margaret Thatcher, doamna de fier, în greve și tot n-a schimbat-o. Nu mai zic chinezi, japonezi, URSS ulterior, Rusia și așa mai departe. N-au reușit nimeni să schimbe un guvern. Cum e posibil cu Miron Cosma, cu minerii aceia, cu aceia, nu cu cei de acum? Pentru că, din păcate, eu sunt un tip direct și chiar dacă de multe ori supăr, minerii din ziua sunt niște lași, câți mai sunt. Ca să nu spun, până la urmă... Da, poate nu există un lider ca Miron Trebuie Cosma. Să accepte, exact, și marea majoritate a poporului. Chiar am avut niște discuții cu niște protestatari și le spun încă o dată, că nu mi-e frică să o spun direct. Au fost în Piața Victoriei peste 100 de mii, ei spuneau 300 de mii. Păi pentru cultura voastră generală, frații mei, și vă admir că ați ieșit în stradă, nu că ați ieșit în stradă. Dar... cum eu cu 10.000 de mineri în 91 am schimbat un guvern, voi 100.000 dădeați luminițe lui Dragnea și lui Iohannis să doarmă liniștiți pe 10 august. Cum? 100.000 minim, poftim, nu 300.000 cât ați zis voi. Cu 7.000 de mineri la Costești am bătut, cum îmi place să spun, 20.000 de milițieni. Pentru mine unii sunt încă milițieni, că încă au mentalități. Uită că sunt în slujba cetățeanului. Și că nu-i plătește președintele țării sau primul ministru sau nu știu ce ministru. Poporul îi plătește prin taxe și impozite. Și tu vii și îi bați și dai cu tunuri de apă pe ei și cu gaze lacrimogene. Eori, revenind, din păcate, eu spun cu toată responsabilitatea, poporul acesta își îngroapă eroii și după aia le ridică statuii. Asta e vorba, nu mi-a pasirea. Așa a fost întotdeauna. A fost dintotdeauna. Da. Nu vreau să mai departe pe ideea asta, dar aș vrea să spun copiilor pe care îi divinizez. Să nu vă imaginați că dacă trebuie neapărat ca să faceți studii superioare, să faceți școală, să deveniți intelectuali vero, cum zic italienii, să trebuie neapărat să aveți vile, să aveți mașini, să aveți, știu eu... așa instalații IT de ultimă performanță și așa mai departe. Vreau să vă spun, familia Cosma este de origine din satul Tria, comuna de Erna, județul Bihor. Părinții mei, doi copii superbi acolo, doi țărani de acolo, s-au căsătorit pentru că erau cei mai buni dansatori din satul respectiv. Eu, la un moment dat, a venit vremea că taică-mi să meargă în armată, l-au luat în Valea Jiului, la armată. M-am născut eu, s-a născut fratele meu, mai mic cu 5 ani ca mine, și noi bihorenii, și îmi place să mai tachine și eu și fratele meu din când pe sora mea, s-a născut și mămârlanca de sora mea, s-a născut în Valea Jiului, dar să nu uitați că un pic mai încolo e Sarmițe Getuza de Valea Jiului și mămârlanii surmașii dacilor liberi. Dar revenind, părinții noștri, să nu vă imaginați că aveau pregătire superioară. Erau niște oameni cu studii modeste, cum se făcea la țară și așa mai departe. Eori, la un moment dat însă, tatăl meu a hotărât să rămânem în Valea Jiului, să venim și noi, adică că eu am făcut clasa întâi în Bihor,
Și la 8 ani am venit în Valea Jiului eu, la 3 ani fratele meu și s-a născut și sora mea. După aceea, repet, imediat și revenind la ce vă spuneam. Vila noastră, dragi copii, era... În ce scuze, avem un telefon în direct. Da. Bună seara! Vă ascultăm! Alo? Da, bună seara! Bună seara! De unde sunteți? Cristi Cusai mă numesc și vreau să intru în direct cu... Cine? Vă ascultăm, seara, de unde sunteți? Sultan, Servus Miroane, Cristi Cusai sunt. Cine? Nu v-am auzit. A, Cusoi! Servus Cusoi! Da, într-adevăr, da. Unul dintre militanții adevărați. Sunt din Petroșani, mai nou, un Petroșan de 43 de ani. Da. Servus Miroane, dragă! Te rog, te ascult. Da. Deci, Miroane, dragă, mă bucur în primul rând că ești din nou pe ecrane și, cum bine știi, am fost tot timpul alături de tine și am fost între puțini colegi care am spus totdeauna că ai avut dreptate, nu ca Iisus, în sensul că numai Iisus este singurul care a avut dreptate tot timpul, dar, repet încă o dată, mă bucur că povestești toate ce sunt reale, dar un singur lucru vreau să spun, să le spui telespectatorilor că acolo la Costești, când i-am înconjurat pe cei care au fost arestați cu ghilimele de rigoare, adică organele publice de atunci, când s-au legitimat și au spus că i-au luat de acasă, ne-au povestit băștinașii că de circa 3-5 zile ei au fost cantonați acolo, le-au mâncat găinile, au luat din cămară, le-au băut băuturile, deci aveau vin și țuică, dar acest lucru nu s-a spus niciodată. Te rog frumos, spune acest lucru, că vorbește un om documentat. Miroane, dragă, multă sănătate, te pup cu drag. Te pup, Cusoi. Vorbeam în emisiunea trecută de minerii apropiați de mine, nu lideri de sindicat. Da. Da. El era unul dintre ei. Și ați auzit? Cusoi. Da. Deci de origine maghiară. Exact. Da. Și vă imaginați câtă solidaritate era în interior organizațiile sindicale. Toți oamenii erau egali. Când vorbeam de copii, 55.000 de copii, păi copiii, pentru mine toți erau egali, nu conta cine tai, că să putea să fie prefectul județului. Era la fel ca și ultimul, nu pot să spun muritor, de pe vremea mea copii, chiar mi-aduc aminte de o familie la Urican care avea 18 copii. Vă dați seama? Trimiteam săptămânal unii consilieri mei cu mâncare la familie acolo. Și plus copiii îi luam și duceam prin lume. Dar cum să-i... Aici vorbește de evenimente la Săinești, când într-adevăr s-au întâmplat niște nenorociri făcute. El a spus de Costești. El a spus Costești. Da, dar... S-au întâmplat la Stoienești? Da, dar pe mine nu m-au înconjurat la Costești. Păi nu. Eu pe ei. Exact, pe asta a spus. Da. N-am auzit era vorba de băștinașii de acolo care au fost înconjurați de voi, de forțe de ordine și care au spus că au adus aproape 1000 care au fost bătuți de și că i-au adus acasă cu forța și s-au dus și au băut. Exact, și au băut și au venit cu topoare și cu și ține-i Cosma. Că atunci am povestit cum am încercuit trupele de ordine cu ei, Baulpu, că dacă nu erau morți mulți dintre ei, o spun cu toată responsabilitatea, că exact cum spune, cum să-i s-au acasă, au băut, s-au îmbătat unii dintre ei și au venit hotărât să-i termine pe cei care i-au bătut crunt acolo. Da. Are dreptate, dacă acesta e adevărul. Revenind însă, mi-am adus aminte. Despre familie, că au fost oameni modești, dar onești. Onești, corect. Deci, acum vreau să spun vila în care am crescut noi, când am venit din Bihor. Eu 8 ani, fratele meu 3 ani și s-a născut sora mea. Vila era baraca în care tatăl meu a făcut armata, unde aveam un singur pat, unde dormeam 3 la cap și 2 la picioare într-un singur pat, unde n-aveam apă și ne spălam cu zăpadă, că acolo în Valea Jiului mai venea vara într-o joi pe la noi, dacă nu mergeam la părău acolo, părăul ăla de smunte. Eori, dar asta nu înseamnă, dar repet, asta nu înseamnă că educația aceea modestă pe care ne-au dat-o părinții mei, mie și fraților mei, n-a fost, cum să vă spun, a fost linia vieții noastre a fraților noștri. Adică, ca să știe mulți, că le spun la mulți,
Eu nu am mors pe conștiință. Dar le spun la mulți, în special la politicieni, le spun să ducă să pună acatiste pentru maică mea. Eu eram un copil foarte revoluționar de mic. De multe ori săraca maică mea zicea că nu spun cu ei, că nu știe cu cine m-a făcut. Glumea, bineînțeles. Da. E ori, maică mea m-a făcut credincios. La vremea aceea, comuniștii impuseseră niște lucruri și biserici ortodoxe și m-au dus la greco-catolici acolo în Lonea, la religie, și am fost acolo, am făcut religie cu fratele meu și le spun să ducă să pună acatiste pentru maică mea multora, că dacă maică mea nu mă făcea credincios, erau zeci de mii de morți. Iar eu, culmea ironiei, n-am casă, n-am masă. Bineînțeles că și cu ajutorul minerilor, dar și eu și minerii suntem titori la 8 mănăstiri, 4 catedrale făcute în afara mănăstirilor și o comună cu 43 de case. Și pentru cultura unora, și nu dau detalii, eu l-am inventat pe Arsenie Boca cu măicuța Pavelida la mănăstirea Prislop. La Prislop nu e Arsenie Boca sfânt, e Sfântul Ioan. A fost în peșteră ce glas la Prislop. Acolo să mergeți. Acolo e Sfântul Ioan de la Prislop. Revenind, însă, am început să facem școală. De ce? Pentru că trebuia să facem. Și culmea, mi-aduc aminte de un episod în clasa a doua, prima dată. Am văzut și eu prima portocală în viața mea. Dar repet încă o dată, copilăria asta aparent nefericită, aparent pentru unii. Pentru mine a fost foarte fericită. Iar al doilea aspect teribil, pentru mine și fratele meu, tatăl nostru ne-a învățat să muncim cinstit. Eu trăgeam la coasă la 14 ani, că discutam cu unii care se dădeau tare în clanță pe aici, într-o zonă agricolă. Nici măcar nu știau ce dimensiune au coasele. Dar ei trăgeau cu coasele și ce să spun. Mi-aduc aminte cum eu cu coasa de 60 în față și taică-miu cu aia de 90 după mine. Așa. E ori, taică-miu m-a învățat să muncesc cinstit și pe mine și pe frații mei. Și un lucru esențial o spun. M-a făcut bărbat adevărat. Dacă sunt bărbat adevărat, și scuzați în lipsa de modestie, e doar din cauza tatălui meu. Tatăl meu era o forță a naturii, nu mișca nimeni în zona de Ista Văijului în fața lui. E ori, însă, un muncitor atât de bun încât n-am reușit în viața mea sindicală să bat recordurile lui taică-miu. Poți imagina cum a bătat și cameră? Eu, marele Cosma. Da. Și revenim acum. Luăm o scurtă pauză. Și revenim cu alte detalii foarte importante din activitatea lui Miron Cosma și, bineînțeles, a sindicatului pe care îl reprezenta. Pauză și revenim. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone.
Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infarct. La 23 de ani s-am împușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun, știu că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Am revenit după o scurtă pauză, stimați telespectatori. Vorbim despre realitatea în politică, e adevărat. Vorbim de o politică socială, de mișcări revendicative, care au dus, așa cum a spus Miron Cosma puțin mai devreme, până la căderea a două guverne, mai mult decât atât, la adevărate, știu eu, ciocniri între forțele de ordine și minerii din Valea Jiului, care se îndreptau cu pași voioși către București, însă atunci când autoritățile au înțeles că s-ar putea ca scenariile anterioare să se repete și minerii ajungând în București să li se alăture și alte mișcări sindicale și nu numai asta, să fie la rândul lor obligați să-și dea demisia sau să își înceteze activitatea, să-și încheie mandatul în fruntea statului, au apelat la măsuri practic coercitive, destul de dure, implicit la instituirea stării de asediu și a stării de urgență prin ordonanța numărul 1 din 1999, adoptată într-o noapte, știți foarte bine, pentru că nu era cadru legal care să reglementeze și să legitimeze intervenția în forță a jandarmilor și a poliției de atunci. Însă, ce este important, și a spus-o și Miron Cosma, o spun și eu, starea de urgență instituită anul acesta, în data de 15 martie, s-a făcut în baza ordonanței de urgență numărul 1-199, atunci când Miron Cosma venea spre București. Aș fi fost curios dacă nu exista acel moment. Asta nu înseamnă că salutăm ciocnirile alea și că era normal să se întâmple. Însă nu aveam cadrul legal
în care să se instituie starea de urgență. Te rog. Da, aș vrea să finalizez cât se poate de scurt situația familiei mele. Am făcut această remarcă și pe ideea că, revenind numele lui Dumnezeu, deci părinții noștri ne-au dat niște principii de viață extraordinar de sănătoase. Eu i-am divinizat pentru asta. Și de multe ori când mă rog, eu mă rog în fiecare zi, și dimineața și seara, sincer, mă mai cer cu Dumnezeu și îmi întreb de ce mi-a luat părinții. Pentru că tatăl meu a murit tânăr, în 1978, maică mea a murit în 1987. Atât de mult l-a iubit încât, dacă tatăl meu a murit, a murit și ea, pentru că se iubeau enorm de mult. Dar revenind, cum e posibil, repet, niște copii fără posibilități materiale incredibile, cum sunt în ziua de astăzi. Eu am făcut instrumente Petroșani, culmea lucra la mină și în mină, noaptea lucra la mine, ziua munceam la facultate, am făcut 3 ani tocmai pe ideea că fratele meu fie mai mic cu 5 ani, nu? Urma să-l ajut și pe el la facultate și pe sora mea. Și bineînțeles, nu ascund acum că eu mai eram și profesor de matematică încă din liceu. Făceam cu colegii mei meditații. Și am și marea mândrie că am dat la subinginer electromecanic, tehnolog. De ce? Pentru că mineriștiam, că am lucrat în mine. Trebuia să învăț partea cealaltă, că minerii sunt întotdeauna dispute între electromecanici și mineri. Și am să învăț meserie de electromecanic. Și repet, am făcut 3 ani la zi, dar mă pot mândri cu chestiunea asta. Nu știu un inginer la Instituțiile Petroșani, inginer, repet, să fi luat la matematică, scris și oral, la presul universitar și clovan, își aduc aminte cei care cunosc acest lucru, să fi luat 10-10. Eu am luat 10-10, scris oral. Deci nu era o problemă să dau la 5 ani, să dau la inginer. Dar, repet, venea fratele meu după mine și noi ne iubim enorm de mult și toată viața noastră am fost unul lângă celălalt și mi-ar fi plăcut ca toți frații să fie la fel ca și noi. Dar revenind acum, bomba, ce credeți că a făcut sărbătorita zilei, sora mea? La Instituțiile Petroșani de-a vrut și ea să dea, ca să nu plece de lângă mama, că taică mea, da, a dispărut așa între timp. A dat la preparare la Instituțiile Petroșani la 5 ani, deci la ingineri, da? Și vă puteți imagina că sora mea a intrat din 600, aproximativ 600 studenți, prima, cum domnule, prima la Instituțiile Petroșani. Iar când a terminat facultatea, i-au cerut cei la Instituțiile Petroșani să rămână asistentă acolo și n-a avut. Și ea a terminat preparare. Iar acum, fratele meu, pentru că i-am zis nu, eu eram, dacă tatăl meu a plecat, un fel de conducător de familie, așa. Așa am zis să fac o facultate la Timișoara. Aveam eu ambiția asta cu el, împreună chiar, pentru că a agăreat foarte mult și el după aceea, ideea asta, să rămânem noi cu mama noastră și el să se ducă la Timișoara la facultate. Dumnezeu, să intre la Politica, la Traian Vuia, la 5 ani, ca inginer chimist și să termin facultatea ca șef de promoție. Cine știe asta despre familia Cosma? Din niște copii aparent amărâți. Să nu vă imaginați că pentru noi copilăria aceasta săracă n-a fost bogată. Am spus la un moment dat unor oameni foarte importanți afară, faptul că se lăuda toți că sunt foarte bogați. Ei, i-am spus la unii, eu sunt mai bogat ca voi. Dar nu vorbeam de bogăția materială, vorbeam de bogăția morală și materială, da. care este greu de găsit în ziua de astăzi. Și încă o dată, repet, am toată mândria pentru familia Cosma și îi salut și îi îmbrățișez pe ei, pe nepoții noștri și pe toată familia care ne urmărește în acest moment. Revenind la evenimente, aș vrea să spun, ai precizat foarte bine lucrurile pe care le-am spus în episodul trecut, legat de Costești 92. Ajunsesem la situația în care nu plecam către mănăstirea Cozia și Radu Vasile mi l-a dat pe președinte, adică a vrut să mi-l dea, pe președintele Constantin, să-mi ofere postul de prim viceprim-ministru, să conduc armata și internele. Și bineînțeles că am refuzat. Și bineînțeles că am convenit. Dacă ai fi acceptat, minerii ar fi considerat asta un act de trădare? Ce crezi că ar fi căzut? Că și așa ai spus că ei, la un moment dat,
îți reproșeau sau făcuse un fel de bisericuse, că ai căzut la pace cu autoritățile. Dar mulți au trăit cu senzația asta că, vezi, da. Doamne, pe mine, că am căzut la pace cu... Le-ai citit documentul care da, l-ai încheiat? Da, păi, da, bineînțeles. Era da. Foarte și important. Și că, vezi, Doamne, unii chiar că m-au păcălit. Păi, ți-am citit documentul, l-am pus pe Radu Vasile și mi-ar place repede să citiți cartea lui Radu Vasile, vă rog să nu mă credeți. Cursă pe contrasens, amintirile unui prim-ministru, scrisă de Radu Vasile. Și o să vedeți acolo cum spune despre Cosma. Puterea de conducere a lui Cosma, care n-avea nimeni. Eu eram singur, eu n-aveam conducători sub mine. Eram singurul conducător. Ceilalți erau executanți sub mine. De asta era disciplină. Nu ca în armata și poliția. Da, dar niciodată nu-i umileai și nu făcea astfel de lucruri. Ei te știau că ești drept și foarte, foarte corect și că lupți pentru ei. Păi, da, credeau orbește în tine. Da, între timp, de unde această credință? Între timp, cum le spun unora, păi am făcut și un an jumate de închisoare, de arest preventiv, din cauza da, lor, înainte, nu? Da, da, în 99, în 98 am ieșit pe 9 iulie 1998 și în 99 am fost rearestat, nu? Da. Înțelegeți? E ori, revenind și o spun cu toată responsabilitatea, este incredibil ce am descoperit ulterior. Și acum am să vă spun lucrurile astea, pentru că cu asta vreau să finalizez evenimentele din 1999. Radu Vasile a scris multe lucruri pe acolo, inclusiv faptul că mi-am bătut joc de el, că a trebuit să mă aștepte și că în sfârșit că pe mine m-a arestat Constantinescu, scrie el, nu scriu eu. Și chestia bombă acum, o spun din carte și după aceea am spun din rechizitoriu. Niște lucruri extraordinare și nu le-a văzut nimeni până acum și mă întreb cum asta. Cine dădea dreptul președintelui Constantinescu să scoată armata? Deci înainte de... Da, adoptarea ordonanței 1. N-avea cum să ajungă armata de la București la Drăgășani, așa, plecau cu avionul. Da, se teleportau. Da, se teleportau. Deci ei au trimis armata înainte de ordonanță. Clar, au încălcat flagrant Constituția și legile sindicale și legile internaționale. Așa. Eori, ca să vă vedeți că îmi pare rău că am era căutat teama, cartea lui Radu Vasile. Să nu pierdă puterea, să știi. Da, da. Era dar teama. Am memorie foarte bună și mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru asta. Și am să vă citesc din carte, să vedeți ce scrie Radu Vasile. Și vă rog să citiți acest lucru în cartea lui. Deci, spune Radu Vasile, după ce m-am despărțit de Mirom Cosma, la Cozia, Mirom Cosma care mi-a promis că va lua minerii și va pleca în Valea Jiului, și asta am făcut, m-am dus, atenție, la trupele armatei cantonate la Drăgășani cu tancuri, taburi și mitraliere. Radu Vasile scrie că s-a dat ordin să se tragă în populație. El spune, nu spun eu, în carte. Șefii de la poliție, special teritorială, Vâlcea și alte zone, au refuzat să execute ordinul. Trupele speciale și-au băgat armamentul de 9 mm într-o dubă, care i-am trimis-o la București. Dar armata era cu tancuri, taburi și mitraliere. Și spune Radu Vasile, le-am spus trupelor armate cantonate la Drăgășani să plece la unitățile militare. Zice, strigătele de ura-ura din piepturile soldaților, ofițerilor, m-au impresionat. De ce? Unu, pentru că nu mai trebuiau să tragă în civili, așa cum primiseră ordin de la președintele Constantinescu. Doi, știau că, virgulă, cu toate tancurile, taburile și mitralierele lor, nu puteau să-l țină pe Miron Cosma. Și finalizează, același lucru știam și eu. Deci Radu Vasile era convins că nu poate să mă oprească. Cu armata lui, cu tancuri, taburi și mitraliere. Și am să mai spun un secret foarte important, pentru că am să-l scriu. Iar dacă comandantul armatei mai trăiește, a patra Transilvania, de la momentul acela, să-i dea Dumnezeu sănătate și să spună că eu mint. Mi-a trimis mesaj și mi-a spus așa, Cosma, dacă Constantinescu îmi dă ordin să vin împotriva ta, vin cu tine la București împotriva lui. Deci armata patra Transilvania, o spun pentru prima dată chestiunea asta, ieșea cu mine împotriva lui Constantinescu și a celor din conducătorilor din București. Deci nu avea cum să mă oprească și probabil că și Radu Vasile primise informația. Probabil. Dar revenind,
Acesta fiind primul aspect legat de împăratul Vasile. A doua chestiune foarte importantă, fratele meu. Rechizitoriul Procuraturii Militare care au anchetat evenimentele din 1998-99, da? Pentru că ei le-au anchetat nu numai cu bătăliile și toate etapele, da. Inclusiv cele, da. Cele de negociere. Eori, cum e posibil? Repet. Deci, când eu am spus că am bătut 20.000 de milițieni, cum le zic eu, pare rău, dar pentru mine, repet, încă sunt mulți milițieni în poliția română, în afară de tineri, care unii sunt tineri și n-aveau cum să fie milițieni. Dar mai sunt încă, în special mă refer la cei din conducere. Da. E ori, să bați 20.000 de milițieni cu pisicile, auzi că-ți dus cu pluta. Păi, pentru mine, Dumnezeu, scrie Procuratura Militară, rechizitorul, că i-am bătut cu pisicile. Nu spun eu. Ca să nu zic că TVR-ul nu a descoperit acum, a făcut fiind documentar dosar România, miliarde din 99-32 de pisici. Și două lucruri care iarăși nu le-am spus până acum și mă văd obligat moral față de poporul meu să spun adevărul și vă rog să nu mă credeți, dar voi prezenta rechizitoriul, dacă vom avea timp o dată din 1999, să vedeți ce spune Procuratura Militară condusă la vremea aceea de generalul Dan Voinea. Unu, prima chestie teribilă. Nu înțeleg ce legătură are traficul de droguri al lui Constantinescu cu miliarde din 99. Cum să scrie în rechizitorul Procuraturii Militare că Constantinescu s-a ocupat de trafic de droguri? Și da, bă, e o afirmație foarte gravă. Păi, dar îți scrie rechizitorul, autoritatea da. Statului, nu o spun eu. Am înțeles. Da. Dar în ce context spune asta? Nu știu, efectiv, că de-aia nu pricep nici acum ce legătură are evenimentele din 99 cu traficul de droguri al lui Constantinescu. Și iar acum, fratele meu, Titi Sultan, nu suntem toți idioți în țara asta. Dacă tu îmi spui mie că țigareta 2 era o afacere legală... Cine a zis că era? Păi, adică fără implicarea autorităților... Nu mai lăsați să termin. Da, afacere legală și afacere în plenitudinea armatei române, păi cu ce ocazie? Chiar dacă admitem prin absurd, ar fi fost numai țigări. Cu ce ocazie avion militar transporta pachet de țigări? Țigareta 1, țigareta 2, etc. Fratele meu, țigareta era o perdea. În spate știi ce era? Și te rog să nu mă crezi și n-am să dau numele prietenului meu de la momentul respectiv, care am făcut închisoare, din țigareta 2, lăsând-o la parte și Pătruțulescu. Și Pătruțulescu s-a cam turnat așa puțin pe acolo, pe pușcărie. Dar, repet, omul acela a condus avionul pe drumul lui Dumnezeu și mi-a spus clar că au fost arme și droguri. Dar repede, ce legătură are asta? Și îi aduc aminte lui președintele Constantinescu, dacă nu știe cine s-a ocupat cu traficul de droguri, cel care s-a ocupat se numește Dragoș Constantinescu, fiul tău. Da, despre băiatul lui vorbeau atunci. Au fost în presă fel de fel de discuții. În fine, da, n-avea nicio legătură cu dosarul. Dar repede, ce sună nu s-a finalizat ancheta? Dom'le, trafic de drog la nivel de președinte de țară, nu vei Dumnezeu. Înțeleg. De la nivel de copilul președintelui. Probabil că da, și el era implicat sau nu. Nu pot să cred, atent. Da, bine că nu știa. Respond, da, probabil. Ascultă-mă, adică cum? Să făcea fiul președintelui, făcea cu SPP-ul președintelui, nu? În niciun caz. Nu. Traficul. Mă rog, asta trebuie să stabilească organele de anchetă dacă m-au pus. Dar de ce nu se face? Nu... În toate situațiile care au fost, nu s-au pornit anchete, la morți, la în sfârșit, nu s-au pornit anchete. Da, atunci, da. În perioada aia trebuie să recunoaștem că așa cum președintele se bucură de imunitate și dispozițiile articolului 72, numai aliniatul 1, se aplică în mod corespunzător, însă, totuși, poate fi acuzat președinte după ce își încheie mandatul pentru fapte care nu au legătură cu ieșitarea mandatului. Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat din 2000. Sunt 20 de ani. De ani. Da. Interesant. Da, acum nu știu ce conține dosarul și cât de implicat e președintele Emil Constantinescu pe bază de probe. Deci, dar nu, hai să trecem la... Nu știu. Eu sunt în timp logico-matematic. Dar logica așa presupune. Nu, deci nu pot eu să cred că fiul solu Constantinescu făcea fără acordul lui Constantinescu. Hai, în ce scuze? Mai avem un telefon. Da, bună seara. Alo? Bună seara.
Bună seara, Cristi Cusai mă numesc și revin cu două chestii, una de la Costești și una de la Sănești. De unde bună sunteți? Seara, domnul Sultan, Milone Dragă, am revenit, fiu că sunt de la Lonea. Da, vă ascultăm, bună seara. În primul rând, de la Petroșani sun și vreau să spun lui Miron, toată lumea m-a luat tot timpul de etnie maghiară, bătrânul meu, tatăl meu, care a fost Steiger, cum se zicea pe vremuri, e de etnie germană, asta ca fapt divers. Da, v-am auzit. Da, și în continuare ce vreau să spun? Nu știu dacă mai ții minte, la Costești, când ți l-am adus pe Temelescu, care, apropo de trădarea lui Condescu, Temelescu a venit cu niște mineri. Acei mineri, la un moment dat, l-au înconjurat și au vrut să se răzvrătească împotriva lui. În momentul ăla am pus mâna pe el, zic, hai la Miron la autobuz. L-am adus la autobuz, făceai consiliul de familie cu ceilalți lideri și în momentul ăla l-am adus pe Temelescu și i-am spus așa, Miroane, uite, au vrut să dea el. Ai coborât din autobuz, l-ai luat pe Temelescu și v-ați dus împreună între mineri. Și ați împăcat și capra și varza și ați săturat și lupul. Apropo de Stoienești, nu știu dacă știu o chestie. La Stoienești erau doi preoți. Tată și fiul în sat. Bătrânul a dat în primire minerii, pardon, tânărul, deci fiul de preot a dat în primire minerii, iar tatăl preotul a spus minerii. Titel, liderul de la Bărbăteni, trăiește. Întreabă-l când a stat sub un pat și a văzut când au intrat jandarmii într-o casă și l-au bătut pe un om paralizat pentru că nu spunea unde-s minerii, unde-s minerii că ori intra la tine în casă. Am văzut noi un miner. Și cu asta am încheiat. Deci chestii trăite, Miroane, dragă. Da. Mulțumesc, Iupa. Așa mulțumim, ai dreptate. Ai perfectă dreptate. Revenind, vreau să spun o al doilea. Atenție, eu vorbesc de actele Ministerului Justiției Române. În speță Procuratura Militară. Cum e posibil? Un al doilea aspect. Cum poți să scrii că în momentul în care atașatul militar al ambasadei Rusiei cu numărul de mașină, cu numărul de matriculare, dă și numărul de matriculare, a dat un telefon lui Miron Cozma, Miron Cozma a declanșat evenimentele împotriva statului român. Adică pe mine m-a condus Rusia. E o minciună sfruntată. Și chiar am de gând să mă duc, să mă întâlnesc cu ambasadorul Rusiei. Pentru că nu e posibil, nici n-am văzut Rusia să aibă o poziție legată de chestiunea asta. Poate că nu știa de existența dosarului unei asemenea probe, așa zise probe. Dar pe ce era susținută proba asta? Decât pe o declarație a cuiva? Da, una singură putea să fie aberantă. E aberantă? Da, este aberantă, e posibil. Deci, lucrurile astea nu pot să nu le spun. Pentru că ancheta n-a fost făcută de Miron Cozma, a fost făcută de Procuratura Militară a Ministerului Justiției, nu? Nu pot să accept ideile că, vezi, Doamne, au fost tot felul de lucruri, diversiuni din acestea pe care eu le-am acceptat. Nu, sub nicio formă. Pe mine nu mă conducea nici Rusia, nu mă conducea nici Statele Unite, nici Anglia, nici Europa nu mă conducea. Erai condus de interesele salariaților. Pe mine mă conducea salariatul. Doar Dumnezeu, atât. Da. Atât. Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat atâtea semne, repet, am povestit semnele Dumnezeu. Și am să mai povestesc cu unul foarte frumos, care m-a încântat enorm de mult. Așa. Deci aceste lucruri am să le scot în evidență, mă văd obligat moral, sunt actele statului român, pe numele lui Dumnezeu. Nu pot să trec pe lângă el. Revenind, după această întâlnire, am hotărât cu mine să plecăm către casă. Și acum o fază legată de Dumnezeu. Deci în toată perioada asta, pe drumul lui Dumnezeu, din 4 ianuarie până în 22 ianuarie, nu pot să-mi explic cum am putut să rezist fizic. Sunt totuși un om și eu. Să mergi pe jos, nemâncat, nedormit, și bineînțeles mulți alți mineri lângă mine. Și culmea era gerul bobotezii, nu? Păi n-au fost temperaturi. Peste 0 grade au fost, maxim. Acolo nu, e plus că era și zonă, adică zona, sub 0 grade, pardon, zona muntoasă. Grade. Fratele meu, la un moment dat, bineînțeles, pentru că oamenii am văzut că vor să mă salute,
așa, pentru că mă retrăgeam și au ieșit iarăși în stradă, m-am pus la o mașină, pe portbagaj și cu picioarele pe bara din spate. Fratele meu, venea iarna după mine, ningea, după mine venea zăpada. Era incredibil, adică feric, înțelege situația respectivă, ferică situația respectivă, incredibil. Și repet, în toată perioada asta, deci mie nici acum nu vine să cred, după perioada aceea din 4 până în 18-19, chiar 20, să ai o forță. Deci ăia la săraci, mineri săraci, ăia 2000 care au plecat cu mine, au rămas pe drum, că eu am mai ajuns cu vreo 500 doar. De unde aveam forță? Și eu mă minunam, că toată lumea spuneau că în sfârșit nu le vine nici lor să creadă ce sunt în stare. Și să conduci asemenea din să iei asemenea decizii și să faci ca totul să fie în ordine și fără să moară oameni. E o chestie care mi-o asum și care... care mulți ar trebui să mulțumească cum o fac unii, că unii o fac, să știți, chiar în forțele. Dar unii, dacă trăiesc din cald, datorită mie, că i-am salvat eu. Te rog. Fizic am înțeles, dar psihic, totuși să ai capacitatea psihică să iei deciziile cele mai bune în momentele alea, așa cum spunea și telespectatorul, să fii un împăciuitor în momentele alea destul de grele în care trebuia să iei deciziile pe moment. Da. Dacă dai timp înapoi, cum retrăiești clipele alea? Vreau totuși, să spun că... Și te mai întreb ceva, dacă totuși crezi că puteai să iei și o altă decizie și n-ai luat-o, sau dacă regreți o anumită decizie pe care ai luat-o. Atunci, până la momentul stoienești, ceva ce poate, dacă ai fi făcut, ar fi fost mai bine, sau ceva ce ai făcut greșit. Ce deci, opinie ai? Fratele meu, ești om de lege. Și cred că nu poate să-mi dovedească mie cineva în tot ce am făcut că eu am încălcat legea pentru numele lui Dumnezeu. Hai să-ți mai arăt niște lucruri, nu le-am arătat niciodată. E plicul? Da, se vede foarte bine. Camera lor zilor pentru numele lui Dumnezeu.
Să nu mă crezi, întreabă Mircea Dinescu. Ce zice Mircea Dinescu pe 13 iunie? IMGB face ordinea, că e tot să vorbim de muncitori. Deci armata, dacă e să vorbim de muncitori, armata însă, pentru că armata conducea la momentul acela, prelua toate instituțiile statului, miliție, cum era încă, securitate și mai departe, a fost îmbrăcată cu haine de la IMGB. Fratele meu, eu nu cred că ai văzut haine de subteran de Valea Jiului. Iar eu și minerii nu am fost pe 13 iunie în București, repet încă o dată. Deci nu noi i-am bătut pe aceea. Deci asta este, cum să spun, marea manipulare a caghebistului tovarășul Ion Iliescu, care v-a zis așa, mulțumesc minerilor și liderului Cosma și l-a scăzut pe Iliescu. Dar unde era Cosma? Ca să-l întrebam pe generalul Voinea. Să-mi prezinte și mie. În iunie 90, pe 13 iunie, imagini cum era un Cosma, fotografii, etc. Și așa mai departe. Și pentru cultura ta generală, fratele meu, Miron Cosma cu minerii adevărați au finalizat piața universității. Nu voi bucureștenii, voi ați trădat. Dânsul era din Uziceni, azi că trecea întâmplător în sfârșit. Cu un violonist. Dar bucureștenii n-am auzit, eu n-au foarte bine. Da, ați trădat, v-ați dus cu Iliescu, l-a lăsat piața universității politică pe Ion Iliescu președinte și l-a spus pe Stolojan premier. Ce? Băi, haideți să spunem adevărul, dacă vreți adevărul. Mie nu mi-e frică de adevăr. De Dumnezeu, da, fratele meu, mi-e frică. Și poate că n-ai auzit, nu știu, cred că acum a intrat. Am spus înainte că eu sunt titor la o mănăstire. 4 catedrale făcute în afara mănăstirilor și eu n-am casă, masă, n-am nimic. Pardon? Și am pus și 11 ani de închisoare. Din ce cauză? Din cauza unora ca voi, care ați fost păcăliți de tovarășul Iliescu și de toți manipulatorii care și acum v-au făcut cerșetori în țara asta. Sunteți de râsul lumii. Da. Bun. Nu te mai enerva. Deci am spus, sunt pările încălzite, manipularea. Eu nu pot să-mi imaginez că oameni după atâția ani de zile încă nu și-au revenit la creier. Încă nu și-au revenit. Trecem mai departe. Deci revenim la momentul în care pe numele Dumnezeu. Adică ei ce se vede, sunt victimă la CEDU. Nu doar Măriești, milițianul doar Măriești, cum îi spun eu. Președintele Asociației 21 decembrie, nici Marin Stoica victimă la TVR. N-au dat drumul la dosar iunie 90 pentru cultura ta generală. Eu i-am dat drumul la CEDO la dosar. În 2010, dosarul 6444 pe 2010. Doru Măriești din 2007 până în 2010 n-a făcut nimic, nici l-a băgat în seamă la CEDO. Da. Dar eu sunt monitorizat de Comitetul Internațional contra Represiunii din 2005 și pe cale de consecință am cerut CEDO Să dea drumul la dosarul iunie 9, să facă toate demersurile legale, pentru ca iunie 9 să se judece și vinovații, inclusiv Miron Cosma, dacă e vinovat, să plătească. Dar vinovații să plătească. Da. Luăm o scurtă pauză, revenim cu partea a doua despre ceea ce s-a întâmplat la Stoinești. Pauză și mulțumim pentru atenție. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready? Vodafone. Pop 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 p
Trăim rapid și intens. Nu mai avem timp să ne punem și semne de întrebare pentru sfârșitul inexorabil. Ce este moartea clinică? Este un fenomen atipic? Un miracol sau scepticii au dreptul să se îndoiască? Este sufletul nemuritor? Platon spune că persoana noastră este o substanță nemuritoare prin natura sa, numită suflet. După moarte, sufletul se duce la alți zei să dea socoteală. Socoteală pe cât de mângâietoare pentru cel bun, pe atât de plină de spaime pentru nelegiuit. Fenomenul există, dar ce și cât știm noi despre el? Am avut un stop cardiorespirator. Am făcut infiltrații, în urma infiltrațiilor, am făcut șoc anafilactic și un stop cardiorespirator. Am făcut al doilea infart. La 23 de ani s-am pușcat. Eu consider că nașterea ar fi fost ca o poartă care m-a ajutat să călătoresc acasă. Eram o mică steluță, eram așa ca un punctișor din care ieșeau irizații. S-a desprins și încerca să urce încet, încet în sus. Două prezențe benefice, pot să spun, timp că m-au prins de mână și au zis, e momentul să plecăm. Moartea clinică este moartea din care persoana respectivă poate fi resuscitată, își revine, deci nu este o moarte completă, în timp ce moartea biologică este o moarte completă din care orice manevră medicală nu mai poate resuscita persoana respectivă. Aceste studii de caz au întrunit toate elementele unei experiențe de moarte iminentă. Sentimentul religios este în noi. Noi nu putem trăi, pentru că noi, într-un fel, trăim două vieți paralele. Zice, întoarce-te și fă numai bine. Atât. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice Casa Speranței. Am revenit, ultima parte a emisiunii din partea a cincea, adevărul despre Mineriade. Intrăm în miezul problemei, dacă bineînțeles Miron Cosma consideră că nu mai are ceva de adăugat în legătură cu ceea ce s-a întâmplat până la momentul Stoienesc sau exact toate etapele care au generat ceea ce s-a întâmplat acolo. Te rog. Da, deci am plecat în Valea Jiului și bineînțeles că am transmis tuturor sindicatelor din minerit la vremea aceea faptul că am obținut la Cozia majorare de salariu cu 50% și faptul că minele Bărbăteni, Dâlja și Anina și Țebea nu vor fi închise. De asemenea, bineînțeles că am mai spus și faptul că să se înțeleagă foarte clar că noi n-am vrut revendicări politice, cum tot au încercat unii din presă să invoce. Să invoce, da, să invoce, să insinueze. Cornel Vadim Tudor la vremea aceea. Nu, deci pe mine... Da, repet, da, el într-un târziu și-a dat seama că n-a fost vorba despre așa ceva. Vadim Tunu, bănuiesc că și-a dat seama. Da, da, dar încă o dată, repet, printre alte chestii care procuratorul a băgat și Cornel Vadim Tudor la înaintare. Că vezi, Doamne, au fost oamenii lui. Pe ce să-mi fac eu oamenii lui? Nici nu știam. Că există oameni de-ai lui pe acolo. Exact. Dar, iar el n-a fost acolo în timpul evenimentului. Deci despre ce vorbim? Iar poveștile satului. Exact. Da. Dar revenind, între timp s-a întâmplat în Valea Jiului un eveniment foarte nefericit. După câteva zile am fost judecat pentru septembrie 1991 pentru schimbarea guvernului Roban, desminarea puterii de stat.
Și am fost condamnat, au zis și voi, 61 de ani de Înalta Curte de Casație și Justiție. Incredibil. Pentru ce? Pentru ce? Repet. Sechestrare de persoane. Păi, trupele speciale au sute le-am salvat viața. De-aia nu i-am sechestrat, i-am înconjurat ca să-i le salvez viața. Și e dovedit, știi, nu o spun eu, spun ei. Jandarmii și trupele speciale. Și multe alte infracțiuni impuse de către președintele Constantinescu. Și repet încă o dată, cum? În prima etapă iau în total 3 ani jumate și am făcut semn 1 an jumate și m-au pus liber de arest preventiv. Da? Și de la 3 ani jumate la 61 de ani și tot vorbea prietenul nostru, ghilimele de rigoare, de credința în Dumnezeu. Eu, Dumnezeu să mă ierte, nu vorbesc cu păcat. Toți cei care m-au condamnat au murit. Bine, și asta nu ca o legătură. Nu dau nume și nu dau nici alte... Dumnezeu mă iubește și eu repet, eu mă rog în fiecare zi și pentru dușmanii mei mă rog la Dumnezeu. Eu nu m-am rugat vreodată ca cineva să fie pedepsit. Nici pentru Radu Vasile. Chiar Radu Vasile, cum a spus, prin fiul său, și-a Dumnezeu să-l ierte pe ei și pe, pe toți ceilalți, Radu Vasile l-a delegat pe fiul său să vină să-și are iertare în public. Că a jurat strâmb la Cozia și s-a dus. S-a dus. Revenind, minerii, bineînțeles, că au fost foarte, foarte revoltați de acest lucru și, bineînțeles, că urma să fie arestat și, bineînțeles, să facă închisoare. Eori, lucrurile însă n-au stat chiar așa. Și am să vă spun un lucru iarăși esențial și vă rog să nu mă credeți, să întrebați pe marele ziarist Cristian Tudor Popescu. Că s-a zis tot și că, vezi, Doamne, pe mine m-au arestat și 99, că m-au, știu eu, m-au arestat și înainte și mai departe. Știți, i-a zis Cristian Tudor Popescu și o spun cu toată responsabilitatea. Dacă Miron Cosma vrea, nici trupele NATO nu puteau să-l aresteze. Și vă spun eu asta, că nu puteau. Printre alte multe lucruri care sunt în Valea Jiului, că mă gândeam la un moment dat să mă fac haiduc. Așa. E ori, în galeriile subterane și pe locurile pe unde mă duc eu și mergeam eu în subteran, care le cunoșteam din copilărie, ai curaj să te duci, pentru că acolo calci într-o baltă, monoxidul de carbon îți oxidează sângele și ești mort. Deci, și multe, multe alte lucruri. Știam să ies pe suitoarele de aeraj în păduri și așa mai departe. Deci nu puteau să mă ia, n-aveau cum, înțelegeți. Și plus că veneau mulți cu mine. Și plus că dacă era nevoie, izolam Valea Jiului, pentru că erau puncte sensibile de relație cu Valea Jiului și nu mai puteau să intre trupele Valea Jiului. Așa. Dar revenind, în momentul acela și am să arăt, Luceafărul Vâilei, poeziile mele. Da. Prima mea poezie scrisă se numește Crezul lui Cosma. Am să vă citesc. Te rog. Și prima mea poezie. Sunt și eu un om în timpul vieții mele. Nu pot să fac decât ceea ce este omenește posibil. Acesta este crezul meu. Dacă legile sunt deasupra noastră, noi nu putem fi deasupra legilor. Deasupra noastră este numai Dumnezeu. În El credem. Nimeni nu este veșnic pe lumea aceasta. Veșnică este doar omenia. În ea cred. Și asta e prima mea poezie pe care am scris-o. Și acum culmea, ca să vă arăt, revenind la situația de fapt, eu m-am predat, pentru că era normal să mă predau. Așa, asta mi-era intenția, să mă predau. Și minerii știau că o să o fac. Bună, rea, legea trebuie respectată până la urmă. Însă, la finalul tuturor cărților mele, scrie un citat despre legi a lui Socrate. Eu știu că legile în țara mea sunt nedrepte, dar tocmai pentru aia am să rămânem muritori. Pentru că spuneam, românii, din păcate, și îngropă eroi și pale ridică statui. Eori, bineînțeles că aveam de gând să mă predau. Minerii, bineînțeles, au ieșit în stradă și ține Cosma. Am rămas la sindicat în ideea că vor veni poliția, forțele statului să mă aresteze.
pentru că de-aia a executat mandatul de arestare, nu? Și bineînțeles că au ieșit în stradă, unii chiar au plecat direct pe defileu, ca să nu mai fie iarăși unii deștepți să pună tot felul de obstacole, și au ocupat ei defileul și până au ieșit până la Sadu. Și acolo m-au așteptat să vin eu. Eu n-am vrut să vin, pentru că le-am spus și lor. Eu i-am promis lui Radu Vasile că finalizez această situație. Eu sunt un om de onoare. Bun, rău, Radu Vasile. Minele s-au redeschis, cele care fuseseră închise. Voi ați luat 50% majorare de salariu. Eu sunt un singur om. Mă duc la pușcărie, asta e, mă duc. Minerii, sub nicio formă, n-au fost de acord și a venit după mine și m-au luat. Cei de la Livezei mi-aduc aminte cu Loiș Dorin. A văzut că nu vin, că cu el au plecat unii până după defileu și când au văzut că nu vin, au venit după mine. Unii de la Livezei și m-au luat cu forța și m-au dus și atunci am discutat cu ei la Sadu acolo și le-am spus da, eu sunt de acord. Acțiunea voastră însă este, de acord să merg cu voi, merg cu voi până la moarte, dar acțiunea voastră este ilegală în acest moment. Pentru că nu aveți revendicări sociale. Voi nu puteți fi să decideți altceva decât a decis justiția română. Iar ei însă erau hotărâți să meargă la București să-i schimbe pe toți cei care au decis. Pentru că știau toți că de fapt Constantinescu e principalul vinovat și că justiția a executat ordinele lui Constantinescu. Ori am plecat cu ei și acum aș vrea să spun iarăși un lucru. Că la un moment dat spunea generalul Voinea că scorul între mineri și forțele speciale era 4-0. Acum a devenit 4-1. Faptul că am fost învinși la Sfenești. Vreau să o spun și am dovedit lui generalul Voinea. Dacă eu vreau să conduc evenimentele și am dat chiar termen până la următoarea întâlnire care urma să avem la Procuratura pentru declarații 2 săptămâni, care era termenul prestabilit, băteam trupele la Stoienești cu 2 oameni, eu și încă unul. Ca să vedeți cât de prost au gândit și la Stoienești. Dar, sub nicio formă n-aș fi mers la Stoienești. Ce să caut la Stoienești? Să ocolesc pe drumul spre București încă 106 km. Ce să caut la București? Când lumea mă aștepta, la Târgu Jiu mă aștepta, da, la Vâlcea mă aștepta, la Pitești mă aștepta, la București mă aștepta. Ce să ocolesc eu pe la Craiova? De ce? Cu toate că și craiovenii până la urmă au fost foarte încântați că ne-au văzut, dar, din păcate, repet, n-au venit nimeni cu noi. Și eu, în toată perioada aceea, m-am pus în spate la, într-un autobuz, în spate la un șofer și am stat acolo și n-am ieșit să conduc și chiar au fost și niște alte lucruri care s-au întâmplat, că unii dintre mineri, în loc să vină cu echipa asta, când eram eu către Sfenești, au luat-o pe Vâlcea, în partea aia la altă. Așa, deci a fost așa, o debusoladă totală. Eori, în momentul în care, pe parcurs, nu spun, lumea ne va ovaționa și mai departe, s-a încercat iarăși, că la un moment dat încercat să-i spun lui Voinea că a uitat Craiova, că și la Craiova, bineînțeles, neconducând eu, minerii mei au trecut peste barajul la Craiova, tot al forțelor de ordine, dar n-am condus eu, repet. Eori, la Stoienești, acolo, pur și simplu nu vine nici acum să cred, că știi foarte bine podul de la Stoienești, acolo e Oltul, care e vorba aceea, la vărsare în Dunăre aproape, nu? Are o adâncime mare de tot. Sigur. Da. E, cum pui tu specialiști în armată și în interne, pui tot dispozitivul pe pod? Cum să faci asemenea tâmpenie? Bineînțeles că mai erau câțiva în față, așa, câteva rânduri din trupele speciale. Minerii însă au făcut mai multe gafe, printre care, când au văzut că e blocaj acolo, s-au băgat în autobuz, i-au dormit, unii au mai și băut și, în sfârșit, fără să știe ce se întâmplă. Eu iarăși m-am retras, n-am vrut să particip, m-am retras în zonele limitrofe pe acolo, aproape de Stoienești totuși, ca să văd ce se întâmplă. Și, bineînțeles că au venit trupele speciale, i-au rupt cu bătaia, au distrus autobuze, mașini, tot. Le-au tâlhărit pentru mine, Dumnezeu, sunt probe. Deci le-au luat ce aveau, chiar hinelul de căsătorie, lănțișoare, tot ceasuri și tot. Cum forțele de ordine au tâlhărit și au distrus bunurile statului, că autobuzele nu erau lui Miron Cosma. Erau al Companiei Naționale a Huilei. Deci, cum să distrugi statul, bunurile statului?
E, ori, pentru asta n-am răspuns nimic. Când am văzut totuși ce s-a întâmplat, la un moment dat am zis că să intervin, să fac o nefăcută. Și acum care era nefăcută? Că asta vreau să-i spun voină. Asta i-am spus voină. Eu și încă un om puteam distruge, dacă gândeam ca și ei, că ei mi-au bătut oamenii, mi-au omorât oamenii și am să-mi dat un probe. Act de deces și așa mai departe, certificat medical, certificat medical și așa mai departe. Deci dacă ei gândeam ca și ei, era atât de simplu. Făceam atât și podul ăla dispărea. Fratele meu, eu în armată am fost genist. La Deva. Păi ce făceam? Minam podurile pe Mureș. Pardon, înțeleg, printre altele. Geniu, cu asta mă ocupam. E, era suficient să iau un artificier cu dinamită, puneam 25 de kg, nici nu trea mai mult, la cap de pod, în partea altă încă 25, aruncam podul în aer și eram mâncare la pești cu mașini cu tot. Tot dispozitivul militar. Și iarăși strategie. Ce strategie e aia? Că probabil spunea Voinea, și pe unde mai mergi după aia către București? Era simplu. Generale, un pic mai încolo, la 100 de metri, e podul feroviar. Care-i problema? Să mă duc pe linia de cale ferată, să trec dincolo. Deci nici măcar n-au gândit chestiunea asta. Eu, totuși, când am văzut tot ce s-a întâmplat, am zis, le-am spus să plecăm, n-avea sens să ne mai luptăm cu ei, să plecăm către casă. Unii au luat-o către gară. În sfârșit, tot schimbat, așa, dar între timp a mai intervenit ceva special. Și eu spun iarăși, în mare adevăr că nu l-am spus niciodată. Au apărut lângă mine doi copii de-ai mei pe care i-am trimis, pentru că eu făceam și Aikido din 93, mi-am pregătit băieții, făceau băieții mei, bodyguardii mei, făceau antrenamente speciale cu maestru Iorga, un sârb, și așa mai departe. Ori, între timp, unii dintre ei au ajuns în legiunea străină, unii în Franța, și au fost în război la momentul ăla în Djibouti și când au început evenimentele... S-au întors dintre ei. Pregătiți, au venit până Italia, Serbia și au intrat în România, trecut Dunărea și m-am trezit cu ei în spatele meu. Nici mine nu știau cine sunt. Erau cu pelerine din alea așa, mai, că era frig, așa, și cu... armamentul. Și mi-au spus clar, tu ești tata nostru. Că adevărul că erau niște copii mai amărâți, care eu îi ajutam ce vreau în viață să facă, îi ajutam să ajungă unde vreau. Și erau și bine făcuți și așa mai departe. Și mi-au spus clar, dacă cineva se apropie de tine, îi omorâm pe toți, indiferent cât sunt aia, murim și noi, dar omorâm pe toți. Înțelegi? Da. Și trăgeau, nu glumeau. Înțelegi? Bineînțeles că și veniseră iarăși cu un alt scop, să mă ia și să mă ducă tot pe același traseu să mă scoată din țară. Da, 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 da. Da. Și la un moment dat chiar m-am gândit și la chestiunea asta. Și chiar au venit cu 10 că m-au prins, adică m-au prins. Am predat autorităților statului la vremea aia $10,000. Mi-au dus $10,000. Mi-au dat $10,000 ca să plecăm din țară. Și eu le-am spus și lor și la ceilalți, și în special cei care erau în jurul meu. Eu nu sunt lași. Mie nu mi-e frică, am să fug din țara mea. Nu sunt lași. Că eu sunt nebunul care am venit din Franța și o să discutăm și pe tema asta legat de lege. Am venit din Franța ca să fac închisoare pentru al doilea dosar de spinare a puterii de stat, cel din 1999. Deci, revenind la un moment dat, ne-am deplasat către gară, pe câmpurile alea de acolo și când au văzut că minerii s-au dispersat și așa mai departe, eu mai rămăsesem așa cu un grup ca în jur de, dacă eram 3-400, așa. Dar eu tot timpul eram schimbat, tot mă schimbam în continuare, nu mă știa nimeni cine sunt. Ei au făcut iarăși o gafă monumentală. Au trupele speciale, trupele antiterror. Ei se credeau mari în gară mică. Așa, și au plecat jandarmii și toți ceilalți și ei căutau și interveneau între mineri ca să mă găsească pe mine. Erau 5 mașini, păi numele Dumnezeu. 5 mașini, 5 ori 5, 25 cu șofer cu tot, da? Și unul dintre ei șef, un colonel. Ei, îl căutau pe Cosma, vorba baladei. Din elicopter striga balada lui Miron Cosma, știți că s-a făcut balada cu evenimentele astea, e pe net. Din elicopter striga tare la Cosma, dă-te bă Cosma legat să nu mori împușcat. Au zis și într-adevăr că s-au încercat tot felul de variante, inclusiv eliminarea mea. Ori, însă, după discuțiile care le-am avut cu oamenii mei,
Le-am spus și la băieții mei și la toți ceilalți, nu, eu mă predau. Eu mă duc la trupele care mă așteptau, deci trupele antiteror și mă predau. Bineînțeles că s-a făcut urât de tot, n-au vrut mult să fie de acord, dar în sfârșit, eu am spus, nu, țin cont, mă interesează părea nimănii. Și m-am dus, era conducătorul, colonelul, dacă mă aude, să spună că eu mint. M-am dus la el și mi-am dat toată de conspirarea și i-am zis, știi cine sunt, nu? A nebunit când m-a văzut, Miron Cosma. Deci ei mă căutau, unul dintre cei trupele tero aia mascați, îmbrăcați, unul dintre ei, puțin mai pletos așa ca mine, a venit către mine ca să mă lovească. Și n-am suit în viața mea ce a zis unul din băieții mei. Ui, vrei să te vadă măta de seară? Stai în banca ta, înțelegi? Și când am dreptat aia spre el, ți-a dat seama la ce e aia, înțelegi tu? A tăiat imediat, însă colonelul a fost corect, trebuie să recunosc. Le-a spus, poate n-ați observat, el s-a predat, nu noi l-am arestat. El s-a predat în condițiile astea, trebuie să-l respectăm. Și conform procedurii mi-au pus cătușele și culmea ironiei, ca să spun și acest aspect, m-a luat colonelul în mașina lui și mă îndădea cu vrici pe drum. Mi-a luat cătușele și îi povestea lui nevasta la telefon cum am predat eu. Și bineînțeles că a mai fost o înțelegere cu ei ca toți minerii mei arestați să fie, să li se dea să meargă acasă. Da. Și s-a ținut și nu s-a prea ținut cont, au mai ținut o zi, două, pe unii și după aceea li s-a dat drumul la toți. Și așa s-au finalizat, ca să zic, evenimentele din 99 cu arestarea mea. Și de acolo unde te-au dus în acel moment? Da. Deci, ce s-a întâmplat? Deci te-a luat în mașină și te-a dus unde? La... Da, la arestul direcției. Deci direct la București? Deci direct la București. La București, la bineînțeles. Câte mașini? Erau astea antitero. Deci patru jeepuri din alea mari și o mașină din asta, marca era Vento, din câte țin. Mașina colonelului. Da. Și... Da. Acum că am încheiat periplul acestor evenimente... Nu, deci care, te rog. M-au dus la arestul direcției cetări penale și bineînțeles că s-a început o anchetă puțin mai dură, dar mie nu mi-era frică de milițienii de acolo. Ce înseamnă un pic mai dură? În sensul de... Amenințare, să mă bată, să ăsta. Eram legat, dar acum i-am tras-o la colonelul care a venit în locul Dan Voinea, în birou, la procuratura militară. La Siserman, că-ți dau nume, că nu-mi e frică. Colonelul Siserman care a preluat după. Așa, când am văzut liderii mei de sindicat, Crețan, Doi, Ciontu, legați de calorifer, cu cătușele jos, de conducta de jos. Și eu eram cu patru mascați și când i-am spus că nu știam cine e. Cine ești tu și de ce faci asta? Și am spus, ai 3 secunde de a da drumul la liderii mei dacă te rup cu bătaia. Și l-am crezut că glumesc. Eu dau tare cu piciorul de sus. Uitați-vă să vedeți cine e samuraiul de la malul mării. Peste birou, când i-am tras una cu piciorul, a fost în cap. Credea că dacă am cătușe, gata, nu pot să lovesc. N-aveam câși cătușe și la picioare. Și bineînțeles că după aceea mascații în ce scuze, mai avem un telefon, da. Te rog. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. De unde sunați? Din București, în România, sectorul 3, Piața Alba Iulia. Vă ascultăm. Mă numesc Radu Angheluță, da. Și vreau să iau legătura cu domnul Miron Cosma. Uitați, vă ascultă. Vă salut, vă aud, vă rog. Păi nu că vorbește dânsul acum, vorbește alături în emisiune cu domnul Titi Sultan. Nu mai vorbesc acum. Vă ascult pe dumneavoastră. Da. Da, spuneți. Aveți să-i adresați o întrebare? Cu domnul Miron Cosma. Vreți să vă las un număr de telefon de al dânsului sau ce? Ca să iau legătura cu dânsul. Domne, în momentul ăsta vreți să-i adresați o întrebare sau după emisiune? După emisiune. Bun, lăsați un număr de telefon al dumneavoastră la regie. Și în momentul în care încheiem emisiunea, domnul Miron Cosma o să ia numărul de telefon și o să vă sune. E bine? Sigur. Eu am 2 numere de telefoane, sunt pe cartelă, pe Vodafone. Lăsați-le și o să vă sun Miron Cosma după ce emisiunea se încheie. Vă pup și voi vezi, să vă dea Dumnezeu mult noroc și sănătate. Multă sănătate și dumneavoastră. Bun, mergem mai departe. Toate cele bune. Deci aș vrea să, fratele meu, pentru că
Vorbeam de acte ilegale totuși la Stoienici, da? Deci da. Așa s-au derulat lucrurile, dar actele ilegale trebuie să le prezint și pe acestea. Pentru numele Dumnezeu, știm foarte bine că Dejeu a mințit, spunea că își dă demisia dacă bine trebuie că de mileu. Nu și-a dat-o, dar după Costești a trebuit să-și o dea. Și ajunsese ministrul Dudu Ionescu, care la ora aceasta este consilier de probleme de securitate națională, de securitate națională da. A președintelui Ioanis, da? Da. Deci, eu totuși aș vrea să întreb ceva, pentru că e foarte important. După acel moment în care te-au arestat, te-ai predat și te-au arestat, ce s-a întâmplat cu Valea Jiului? Au conștientizat minerii și liderii de sindicat care au urmat după tine că lipsa unui asemenea lider care să lupte numai pentru problemele sociale ale minerilor, nici de cum pentru ale tale personale sau pentru familia ta, deși puteai să faci asta, în momentul în care erai în discuții cu cei care dețineau puterea, și nu vorbești numai de 1990, 91, 99, puteai să-ți impui anumite puncte de vedere care să aibă ca rezultat, eu știu, unele funcții pentru familia ta, pentru tine, pentru prieteni și așa mai departe. Și totuși n-ai cerut nimic decât pentru mineri. Ce s-a întâmplat ulterior și cum au reacționat minerii în timpul în care ai fost condamnat în penitenciar și mai ales după ce ai ieșit, când au realizat totuși în timpul ăsta că și mișcarea sindicală din Valea Jiului este deja un subiect închis și faptul că, eu știu, locurile lor de muncă au fost puse în pericol, nivelul de trai a scăzut considerabil și în momentul de față Valea Jiului este o zonă defavorizată, cred eu. Care e opinia ta? Da, deci înainte de asta însă, fratele meu, că ești om de lege. Te rog. Eu trebuie să prezint documente da. Legat de ilegalitățile pe care le-a făcut ministrul de intern la vremea aceea, Dudu Ionescu, care chiar am avut o întâlnire la un moment dat la un post de televiziune și spunea că n-au fost morți la Stoienești. Aha, înțeles. Da. E ori, acum să se arăt și lui și cetățenilor României actul acesta de deces. Păi nu mi l-am dat eu. L-a dat primăria Stoienești. Da? Este actul de deces, da? Deci un om, cel puțin cel din actul acesta, a fost omorât, că e îngropat acolo, în cimitirul de la Stoienești. Bine, ei probabil zic, domnule, stai să vedem cauzele morții, că poate... Nu, e clar. Tocmai asta vreau să citesc, cauzele morții. Da, asta e important. Deci nu spun eu. Da. Deci, Consiliul Local al Comunei Stoienești, act de deces numărul 14, dau toate datele, eu nu ascund nimic. Astăzi, anul 1999, luna februarie, ziua 25, s-a înregistrat decesul lui Harag Constantin, fiul lui Harag Toader și Harag Măriuța, născut în anul 1950, luna mai, ziua 19, în comuna Mălin, județul Suceava, de sex bărbătesc de naționalitate română și cetățenie română. Cu ultimul domiciliu în comuna Mălin. Decedat în anul 1999, luna februarie, ziua 17, în comuna Stoienești, județul Olt. Decesul stabilit prin certificatul medical numărul 56, eliberat de laboratorul medico-legal Olt. Și acum, atenție ce s-a întâmplat. A fost cauzat, deci moartea lui a fost cauzată de asfixie mecanică acută cu sânge. Deci, vă dați seama cât a fost bătut de forțele de ordine, încât s-a necat cu propriul lui sânge și a murit. Declarația a fost făcută de Mitu Ioan, posesor al buletinului unitate seria și așa mai departe, din Stoienești. Deci, pe numele lui Dumnezeu. Deci, e act de deces dat de primărie. Acest om pe care noi l-am pomerat și pomerăm în continuare la Stoienești, am făcut chiar și un mormânt acolo mai special, așa, a fost omorât pentru numele lui Dumnezeu la Stoienești. Ce alte probe au mai fost? Martor, declarații au existat în contextul acela? Bineînțeles că se pare că dacă ar fi să mă iau după Vadim Tudor, declarațiile lui în presă spuneau că acolo au fost 24 de morți. Eu nu știu, repet. Alții, cel puțin, n-am ajuns în posesia informațiilor respective. De asemenea, bilet de ieșire din spital.
făcut de doctor, nu? Nu mi l-am făcut eu. Și nici eu nu mi l-am făcut omului meu, da? Doctor, da? Care are aici și ștampila, doctor, ia uitați, da? Și semnătură. Ce zice, domnul doctor? Bilet de ieșire din spital, bolnavul Christopher Domocoș, domiciliat în localitatea Lupeni, strada Parângului și așa mai departe, a fost internat la chirurgie. Bolnavul internat de urgență, ca urmare a unei agresiuni prin împușcare, este supus examenului clinic și paraclinic, care evidențiază plăgi împușcate la nivelul regiunii occipitale și așa mai departe. Da? Deci iată numele lui Dumnezeu. Spune doctorul Benedict Ervin, chirurg. Da? Nu spune Miron Cosma. Păi, adică, în afară de faptul că au fost bătuți și omorâți, au fost împușcați cu glonțe de război. Da, iar domnul ministru este dita mai consilierul prezidențial. Despre ce vorbim în țară? Despre ce lege vorbim în țară? Legea, au mai spus-o oamenii de rând, legea e pentru noi, nu pentru cei care conduc. Deci că nu s-au dat legi pentru ei. S-au dat legi pentru noi, poporul, ca să fim exploatați, bătuți, omorâți și așa mai departe. Revenind la situația de care vorbeai, da, e impresionant, încă o dată, repet, faptul că atunci când te-au condamnat, aveai informații ce se întâmplă în Valea Jiului, aveai, știai, da, aveai. Da, bun, atunci te las să spui. Da. Te rog. Păi, printre alte lucruri, că tot vorbeam la început de frații mei. Păi cine crezi că veneau la mine? Frații mei. Fratele meu lucra la Mina Lonea, sora mea lucra la Mina Lonea, fratele meu era lider sindical. Fratele meu, tot ce se întâmplă acolo. Fratele meu, ca să tot spună una foarte tare, o chestiune foarte tare legată de el. În momentul în care în 2006 s-a venit la o delegație de la Geneva, de la Națiunile Unite, și v-am arătat, cu sonul meu din 93 la Națiunile Unite sunt, da? Și acum sunt lider de sindicat din nou la Convenția Minerală Creștină Democrată, sunt avalare, numai pentru că Națiunile Unite mi-au cerut să renunț la funcția sindicală și sunt legal, poziția a doilea, Tribunalul București. Prin decizia Tribunalului București, da? La sindicate la nivel național. Deci, asta e bestial. Deci, sindicatele au delegat, au făcut o delegație de la Geneva, repet, și au venit la mine la închisoare la Rahova. În 2006. Am cartea de rezoluție, o să vă arăt o dată. Limba oficială la Organizația Națiunilor Unite, la Geneva, e franceza. Ce crezi că scrie sus? Curaj, Miron, noi nu te-am uitat. Toate sindicatele libere de pe planetă sunt alături de tine. Pardon. Îmi cer scuze, iar avem un telefon și cu asta. Da, bună seara. Alo, ne auziți? Da, vă aud. Bună seara. Bună seara. Sănătate. De unde sunteți, în primul rând? Din orașul Lupeni, Cristof. Chiar m-a pomenit. Lupeni, da. Puțin mai tare. De-a fost împușcat la... Da, vă salut. Din orașul Lupeni. Vă ascultăm. Eu sunt șoferul Mirane. Nu mi șoferul care a pomenit cu împușcarea prin plaje de acolo la mine la spital. Șoferul. Am o rugăminte. Miron are dreptate în tot ce spune. Au fost unii dintre lideri care l-au vândut pe el rău de tot. Când am plecat la Craiova, eram cu autobuzul cu număr de gorji. Doi gorji KBF cu dublu F. I-a zis lui Miron, Mirone, hai să stăm aici, nu plecăm unde vrei tu. Hai să ne odihnim un pic aici, când am fost la aeroport, în parcare. Dacă s-au gărinte, Mirone. I-a zis, nu plecăm în colchen așa pe ăștia, noi suntem traduși de băieți. Mergem, zice, și luăm bătaie de brazără. În momentul când am fost împușcat, era un meseriaș, un blond înalt, cu plete. Chiar am zis ziariștilor când o vei pe la spital. Domnule, vedeți că era un băiat îmbrăcat în haine militare, trăgea și în militarilor, cât și în minerii noștri. Da. Deci iată, încă o probă. El a fost vândut. Știe destul de clar, i-a dat lui Berzea documentele când, în 97, când a fost prima ordonanță. Când
care stă de acolo scrie destul de clar, parafate către ministri. În momentul când minerii, cei care au fost disponibilizați în 97 prima tranșă, termen de 2 ani de zile, dacă nu găsesc de muncă, vor fi reangajați la fiecare la minele de unde au plecat. N-au vrut domnul Postolache și alt șmecher, lider de sindicat, fiindcă au luat bani gândă de la șmecherii din București. Miros e destul de clar cu apartamentele care s-au dat la unii dintre liderii din Valea Jiului. De-aia doresc ca Miron și alții care mai poate, Miron mai poate umbla, să caute, să vadă care-i treaba, de ce nu s-a reangajat minerii care au fost disponibilizați din prima disponibilizare, a doua disponibilizare, că s-a spus că se creează locuri de muncă în Valea Jiului. Nu s-a creat niciun loc de muncă. A avut el un ziarizul de el. Îi uit numele, a ajuns în București Mare Ștab, la Ministerul Minelor și astea. Ziarizul Mirane și Zadis e în birou. Erai cu torța de Zadis Mirane. Puteți să vorbiți puțin mai tare, vă rog. Să nu-l lase lângă el, Miron, pe șmecherul ăla de ziarist, care a fost pe la Steagul Roșu. A fost la Steagul Roșu la ziarist și a zis lui Miron. Era din locul Tonsam și cu Toma, parcă blinderul ăla de la Petroșa. I-a zis, bă, omule, ăsta nu-i de al nostru, te vinde și pe tine. Și l-a zis Miron acasă din pușcărie, iar am stat în vorbă cu el. Da, am rugămintea să lăsați un număr de telefon în regie și vă sună Miron. Da, nu v-a auzit foarte bine în tot ce a spus, dar sunt lucruri importante. Mulțumim mult pentru toate aceste precizări. Și sunt cea mai bună. Da, spuneți. Toate cele bune, azi o seară bună. Doamne, da, doamne. Continuăm. Deci vreau să spun că pentru mine a fost un examen și de asta nu am renunțat. Pentru că am vorbit despre acest lucru, spuneai tu, că au fost disponibilizați, distrus minerii. Fratele meu, eu am lăsat 43.000 de mineri activi în 1997. În total, forță de muncă, în jur de 87.000. Forță de muncă, numai la mine, nu mai vorbesc de societățile celelalte care depindeau de minerii. Exact. Da. Eori, marele lider de sindicat cu ghilimelele de rigoare, care nu știu cum va răspunde pentru toate faptele ilegale, așa, Victor Ciorbea, știi că are expresia teribilă, disponibilizarea minerit, record mondial neegalat, a disponibilizat din 43.000, 30.000 de mineri, el cu Constantinescu, și mi-a lăsat 13.000 și revenind, asta m-a impresionat. Nu mai credeam, era un examen și pentru mineri, că minerii vor merge cu mine. Dom'le, a venit exact cum am dispus eu, la toate unitățile minerale, la liderii sindicat. Jumate din minerii activi rămân la locurile de muncă, jumate pleacă cu mine. Da, și din 13.000, 7.000 au plecat cu mine. Și au venit. Nu venea să cred, ci au venit. Deci, încă o dată, repet, nu mai aveam forța pe care aveam înainte. Eori. Plus că erau în perioada asta, cât eu am stat un an jumate în arest, au fost amenințați cu tot felul de lucruri. Că se desface contract de muncă, că vor fi dați afară și... Adică stilul lor. Eori. Am rămas, repet, plăcut impresionat și nu puteam să cedez. Ba mai mult, ca să nu fie vreme și cu toți ceilalți, am cerut să fiu reales lider sindical și am fost reales lider în 1998. Voința lor. Exact, voința lor. Și atunci am zis, da, merg mai departe. Dar, repet, după mine, după aceea, când am fost arestat pe 17 februarie 1999, s-a distrus complet, deci cu intenție, fratele meu. Întreb încă o dată toate guvernele după. Ce eu am fost arestat. Pentru Dumnezeu, cum vă explica? Și vă rog să nu mă credeți, întrebați, că mă sună și lider de sindicat polonez și că sunt liderul și acum trebuia să mă duc la Atena, unde sunt 132 de țări venite, vor veni, pardon,
așa și bineînțeles că eu sunt numărul un sindical prin rezoluția 2486 a Națiunilor Unite. Dată în, că vreau să spun și în faza cu fratele mi și am să spun. Polonia produce la ora aceasta, fratele meu sultan, 90% din energie electrică din cărbune. Pe cum pot polonezii și noi nu? Iar Valea Jiului nu are cărbune. Pe Valea Jiului are cărbune mai bun decât multe zone, chiar și din Polonia. Și are cărbune numai la minele închise, Bărbăteni și Dâlja. 267, Bărbăteni, 236, Dâlja. E incredibil, repet, cum s-a distrus mineritul. Deci a fost chiar clar un program, în primul rând, datorită faptului că dacă minerii ar fi existat, n-ar fi faptul că ar fi dat sau n-ar fi dat cărbune. Era o forță paramilitară care, bineînțeles, de care le era fric. Revenind exact. Însă că am uitat acest aspect și vreau să o spun cu toată convingerea, pentru că, vedeți, iarăși nu știți despre fratele meu. Fratele meu, iarăși, este unul dintre liderii sindicali la nivel mondial. Vă puteți imagina că Națiunile Unite, de la Geneva, l-au delegat să mă reprezinte pe mine, pentru că era lider sindicat fiind în închisoare, și după acțiunea sindicală în pușcărie în 2006 la Rahova, în anul 2007, ca în ultimul an de închisoare, tot lumea ironiei, ca să și bată într-un fel joc de justiția din România cei care m-au condamnat, îl acceptă pe fratele meu să ia cuvântul în sesiunea din iunie în Marea Adunare Generală a Națiunilor Unite. Fratele meu, chiar dacă el așa, acum și îl pop și îl iubesc, și pe surioara mea și pe toți cei dragi mie, din familia noastră, el e unul așa, 1,93. Chiar dacă e mai mic ca mine cu 5 ani. Dar e de o sensibilitate teribilă, așa era tatăl meu. Tatăl meu, de exemplu, dacă auzea două melodii de muzică populară, Ana Dragă și Ana Dragă și Ana Zorile să lasă, plângea ca un copil, pentru că Ana o chema pe maică. Adică sensibilitatea, da. Eori, s-a dus fratele meu la Națiunile Unite și a încercat și el să spună trei cuvinte acolo, să mulțumească și n-a apucat să spună tot ce vrea să spună și a început să plângă. Dom'le, a spus Marc Blondel, un lider de sindicat, 25 de ani la Națiunile Unite, a zis, Miron, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Sunt de 25 de ani de an la Națiunile Unite, n-am văzut Adunarea Generală a Națiunile Unite să se ridice toată în picioare și să-l aplaude în picioare pe fratele meu. Deci, acolo la Națiunile Unite, dacă vine președintele Americii să ridică America și simpatizanții americani, dar vine președintele Rusiei, Rusia și simpatizanții, dar niciodată n-au fost să se ridice în picioare toată Adunarea Generală a Națiunile Unite. Și, repet, s-a dat acea rezoluție care, repet, mi-a dat drepturile de care vorbeam. Eu cred că, iarăși, scuzați-mi lipsa de modestie, e o mândrie pentru poporul român, pentru că acest lucru nu se spun. Doamne, încă o dată, repet, eu nu cunosc lideri de sindicat să fi schimbat vreun guvern în lumea asta. De 4,35 de miliarde de ani are Pământul. Nu știu. Pardon? Iarăși să fie ales numărul 1 sindicat cum a fost ales eu. Și, acum, judecând în urmă, pentru că ți s-au propus diverse funcții, dacă dai timpul înapoi, cu mintea de acum ai accepta? Nu, sub nicio formă. Cum adică să accept eu de la Iliescu funcția de prim-ministru? Nu, de la Emil Constantinescu, vice-prim-ministru. Sau de la Emil Constantinescu? Nu, sunt în ordine. Da. În ordine. Da. Deci în 1991, Iliescu. Dar nu se mai spun înainte de asta de funcții. Păi eu sunt nebunul care n-am acceptat toate blocurile nefinalizate al lui Ceaușescu din Unirii și eu n-am casă în București, n-am avut în viața mea o garsonieră în București și ăștia au palate. Pardon? Roman, când și-a dat seama la, după întâlnirea de la Țevea, când i-am spus că-l schimb și probabil că s-a întâlnit cu Iliescu și a zis să nu te pune cu ăla, că ăla l-a sechestrat și pe Ceaușescu. Înțelegi? Eori, așa, o să ai probleme cu el. Ei n-au crezut că poți să fii pentru mineri un lider de care să asculte cu atât de multă, deci, frate, sfințenie. Vorbeam de sfinții mei părinți. Exact. Să ierte, să odinească în față. Deci eu sunt un om de principii. Acele principii ale părinților mei, pentru mine sunt sfinte. Că vorbeam de bogăție acum morală. Acum că mai avem decât două minute și da, încheiem și partea a cincea. Foarte important. Te rog. Da. Deci, în primul rând, ca să știi și un aspect teribil, ne urmărește și Viena. Îl salut, de fapt, pe prietenul meu de la Viena, cel care
a dat și altora să vadă emisiunea aceasta și cărora le-a dat mesaje cu emisiunea, unde să o vadă, îi salut și vreau să spun acum o mare surpriză pentru poporul român. Deci prietenul meu de care vorbesc vrea, pentru că printre altele a descoperit, sunt convins de asta, că sunt singur român cinstit în politica românească, să vină, auzi și tu, în România, ca să ajute poporul român, prin Miron Cosma cu 10 miliarde de euro. Pardon! Sunt convins că mâine toate serviciile și tot mai mare statului vor veni să caute. Să vină, eu nu ascund nimic. Pentru că deja, e o sumă colosală. Mai ales vorbim în condiții de pandemie. Deci, dar către mine... Deci, fratele meu, scuză-mă, ca da, să termin. Nu mai avem timp, da, spune. Da, foarte scurt. Da. Deci să nu-ți imaginezi că n-am lucrat de când ne-am întâlnit. Deci m-am întâlnit cu prim viceguvernatorul Băncii Naționale, Florin Georgescu, să-i spun și să-i prezentăm despre ce e vorba. Și a spus clar să căutăm o bancă comercială. Am găsit banca comercială în prima etapă și nu-i dau numele pentru că încă nu am primit răspunsul final. Da. Deci mai avem un singur minut. Către mineri, ce le adresa acum la sfârșit de 5 episoade legate de mineriadele, adevărul despre mineriade. Ce le transmite celor de atunci, celor de acum, cum să vadă așa o perspectivă nu sumbră, o perspectivă realistă în legătură cu ceea ce va însemna mineritul din România? Deci aș vrea să le spun minerilor vechi și noi, celor vechi, că mă mândresc și acum cu ei, faptul că nu am putut să fac chiar totuși singur, chiar dacă am condus tot ce am făcut, și că într-adevăr erau niște oameni hotărâți, exista o solidaritate care nu mai există acum în rândul lor și așa mai departe, și dacă am făcut ceva, am făcut, repet, pentru ei și familiile lor. Celor de astăzi însă, nu pot să-i felicit, nu pot să mă mândresc cu ei, pentru că sunt niște lași, sincer, pentru că nu luptă pentru drepturile lor. Nu cred un miner că și-ar fi dat, cum am dat eu până acum a statului român, jumate din pensia mea după ce am lucrat în mină. Eu plătesc jumate din pensie de 12 ani. Cine ar fi dat sau o zi de închisoare ar fi făcut pentru mine? Nu cred, nici miner, nici oricine altcineva. Da. Mulțumim mult, mulțumim telespectatorilor. Din păcate timpul a expirat. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Toate cele bune!